Am revenit. Luna mistrețului sub elementul metal in durează până la data de 24 noiembrie. Este o lună a relațiilor tensionate, a problemelor de sănătate, dar și probleme în sfera relațiilor la locul de muncă. Probleme și discuții în plan politic și social survin în luna de conflict pentru țara noastră. În acest context delicat este recomandat să folosim remedii și să ne protejăm. Vom discuta despre toate aceste aspecte astăzi seară alături de Anca Dimancea și Maria Angola. Bună seara și bine. Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Povești foarte bune astă seară! Da. Înainte de a discuta încă Marian despre uh, tot ceea ce avem ca previziuni pentru Zodii, uh, ne-am gândit să vorbim puțin și despre uh, lucruri care sunt greșit uh, făcute, oameni care nu au respectat uh, atunci când au construit anumite clădiri Feng shui și ce s-a întâmplat. Da. Aveți în spatele dumneavoastră un exemplu foarte bun. Se află în Beijing. Nu este altceva decât o monedă chinezească care în mijloc are un pătrat și ea fiind rotundă se spune că este îmbinarea dintre cer și pământ. Da? Deci este un feng shui foarte bun la această clădire care vrea să aducă prosperitate. În afară de acestea, o să mai vedem niște imagini care vor reprezenta Feng Shui bun. Dacă ne uităm la, ce, la aceste clădiri, pentru noi europenii sunt un pic mai dificile, ele nu reprezintă decât șan, muntele. Sunt cei trei munți aducători de prosperitate, dragoste și armonie. Da? Vedeți, efectiv, forma lor este ca unor munți apropiați. Următorul slide ar fi o, uh, o, tot o imagine, uh, dar iată că este din Sydney, acum nu mai este în, în, lumea asiatică, este opera din Sydney, are o, o formă de apă care de fapt în momentul nu este recomandată să stea mai mult cineva mai mult de 3 ore în ea, 4 ore, pentru că este apă pe apă pe apă. Foarte interesant. După aceasta avem... Dar urmă... aș vrea să ne explicați da. și care, da. sunt, deci care sunt cele mai uh, grave greșeli pe care le pot face. Iată, avem una din Hong Kong. În Hong Kong, acolo, avem uh, clădirea din stânga, aceea cu dungile, cu traversele acelea, este clădirea lui, clădirea Citibank-ului din Hong Kong și în dreapta observați o clădire cu niște inflexiuni roșiatice și cu un banner mare roșu deasupra. Dacă vă uitați un pic mai atent, deasupra acelei clădiri sunt niște tunuri. În Hong Kong se curăță geamurile, de obicei sunt niște instalații de curățat tunurile. Dar această clădire a lui Citibank, pentru că este numai în unghiuri, se consideră că este ca un topor care taie tot, taie, taie prosperitatea, taie tot ce vreți. Și atunci ce au făcut? În mijloc au construit altă clădire, aceea este uh, uh, banca de la HSBC, aceea din dreapta cu tunurile, și după ce au pus ea tunurile, da. au construit altă clădire în mijloc, ca să preia toate energiile negative. Deci aceasta este un caz clar când cineva a vrut să se dea le bădă și a făcut acea clădire numai în unghiuri și au venit imediat cu metoda de a contracara. Iată, avem aici tunurile îndreptate spre clădirea Citibank-ului. În metafizica chineză, în protecție, este un remediu foarte puternic de a ataca ceea ce te distruge. După aceea, vreau să vă spun că aceste greșeli nu se întâlnesc numai în lumea asiatică, unde știu. O să vedem și un slide, probabil, cu lumea europeană unde se întâmplă acest lucru. Ia să vedem. Europeană și americană. Lumea da, lumea da, da. Europeană că avem chiar în România. Aici avem o construcție senzațională. Puțin vă mai aduceți aminte, este cuibul. Da, este stadionul din Beijing unde a avut loc deschiderea Olimpiadei, care paradoxal a fost deschisă pe data de 8 a 8 -a 2008 da. la ora 8 808 a fost un succes nemaipomenit. Această clădire este una dintre cele mai puternice de rezistență împotriva cu tremurelor pentru că poate cal e calculată pentru 8 grade fără nicio problemă. Iar cuibul de păsări aduce prosperitate. Păsările aduc veștile bune. Dacă la, da, de asemenea. Dacă la dumneavoastră ca să-și face vreo păsărică cuibul pe la Streașină, e un semn bun de prosperitate și că există șansa să aveți încă un om în familie. Da? Deci acesta este un exemplu foarte bun. Acestea acesta este muntele care l-ați văzut și mai devreme. Uitați-vă cum e luminat, adică ei vor să-l pună în evidență și noaptea și ziua. Da? O coamă de dragon, pentru că nu au aceeași înălțime. Da? Deci, totul e meandrat, dacă observați. Da, 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 nimic este nimic ascuțit. Da. Da, și este chiar pe o insulă. E și mai trece și șoseaua care este care o activează. Cursul de apă reprezentativ simbolic. Uh -huh. Aici, iată un exemplu prost care paradoxal e în România. Dacă vă uitați în partea stângă <gri> este clădirea <gri> guvernului, iar în dreapta avem o clădire a unei bănci. Acea care plă... este greșeala. Greșeala este la fel cum am văzut o aceea în Hong Kong, uh -huh. un topor pe mijlocul clădirii care spune că îți va distruge clădirea în permanență. Ce se întâmplă acolo? Energetic, evident. Energetic, bineînțeles. Problema era că se poate rezolva această, acest lucru foarte, foarte ușor. Adică, pur și simplu, în metafizică îți spune că dacă pui niște lumini în direcția toporului, l-ai atenuat. Dar la noi nu se pune. Cât n-a mai fost distrus guvernul? Când în piață erau mulți oameni, au creat ca un baraj. Da, ca da? un scut. Deci dacă vrei să ai un efect pozitiv, adu mulți oameni acolo. A nu se interpreta, că îi chemau la vreo reuniune. Da. Pur și simplu este, numai clădirea, ăsta este cel mai frumos caz cel mai urât, cel mai, cel mai frumos, cel mai, cel reprezentativ. mai reprezentativ Aici avem... pentru greșeală. Oh, da. acest, uh, aceste clădiri s-au făcut prin anii 70, 1970, 71. La momentul construcției a venit un uh, maestru, un uh, geniu. Și le-a spus așa, există o, o, în, regulă. o regulă care spune că doi dragoni nu pot să stea pe același munte. Aceste clădiri au fost interpretate ca doi dragoni. Deci le-au spus din 70 că nu vor rezista. Și au, au avut dreptate, ce să zicem. Deci da, ele nu creează un corp comun, ci sunt două clădiri. E, destine, dar dacă de erau puțin diferite? Dacă erau puțin diferite, dacă exista o legătură între ele, se schimba tot, uh, toată regula jocului. Există vreo clădire în lume care să fie legată? Da. La momentul actual, cele mai, cei mai înalți cele mai înalte turnuri din lume se află în Coala Lumpur. Atenție, nu cele mai înalte clădiri. cele mai înalte turnuri. Turnuri așezate unul lângă celălalt. Adică sunt gemene, dar nu sunt o să uh, vedeți. de sine stătătoare. Adică au o legătură între ele. Uitați-vă la mijloc, sunt legate acolo. între ele. La mijloc, acolo, este o punte de legătură între, între cele ele. două turnuri. Și, da? de fapt, sunt chiar două punți. Una este și mai jos, dar nu se vede. Iar asta uh, principală... Creează nu un are un corp comun. Deci nu are niciun... Aspect tehnic, adică să forța lor să țină clădirile la parte, Nimic. Din contră, după ce au fost făcute clădirile, ele uh, le-au adăugat niște brâuri metalice care merg acum. E, vreau să vă spun că și această clădire are o mică problemă, care am observat-o numai ducându-te acolo, poți să-ți dai seama. Este chiar lângă un cimitir. Deci s-ar putea să aibă mici probleme și ei cu aceste clădiri. Nu știu dacă se vor duce jos, dar faptul că sunt pe un cimitir poate să-i ajute să nu închirieze toate spațiile. Să le aducă... Deci e energie in, uneori stagnantă, din fericire o folosim mult metal, aici e o poveste întreagă, deci contează mult ce elemente folosești, adică e un metal chiar strălucitor, este foarte frumos executate și, într-adevăr, împotriva. Deci gândite foarte bine împotriva unei eventuale căderi. Deci aici putem fel. să vedem rapid cum au, a evoluat Feng Shui. Aceasta, surpriză, acesta este ochiul de la, din Londra, care nu face altceva decât să aducă energie către districtul financiar. Dinspre apă. Dinspre... Poți să le întâlnim și în Dubai. Peste tot o să le întâlnim lângă apă. Cele puse bine sunt lângă apă. La noi în Herăstrău, apa e puțin mai departe și oricum... Când n-are ce să aducă acolo decât în cartierele acelea din dreapta. Asta este... Și la noi în țară, ce alte greșeli vi se mai par așa? Păi eu aș, aș... De exemplu, multe hoteluri de la mare au o amplasare foarte prea... Ia uitați-vă aici. Aceasta este din Singapore. Ce avem acolo? Un lotus care crește din apă. Lotusul spune că... Aici e frumos... Dacă o să vă uitați prin jur, or să zic că tot ce este uh, în creștere salvează businessurile. La noi, în țara noastră, acum avem o problemă că businessurile se cam duc în jos. Avem vreun simbol de prosperitate? Am avut. Arcul de triunf. Arcul de triunf, pe vremuri, reprezenta o gură de dragon. Un loc pe unde venea toată energia în București. Da? Lomonosul ăsta, Casa scântei, Casa Presei. Este o clădire foarte bună. Este o clădire dreptunghiulară. Uh, cum se numește? Casa Ce Poporului. Are foc în vârf, deci este de bună augurie legătura cu cerul. Totdeauna. Casa Poporului, rectangulară. Până când? Până când a apărut altă construcție acolo care o să le dea numai energie in. O să le ia tot Pe avut. care am menționat-o mai de mult. Dar, după ta. cum vedem, există un trend în lume de a duce clădiri feng shui. Astăzi am văzut o altă clădire din San Francisco, în care uh, era o clădire circulară, din nou. Totul circular, totul pe rotund și gol în mijloc, unde poți să aduci prosperitate. Bine, acum contează și ce clădire. Tu la ce clădire te referi? Mi se pare că era de la o firmă de software. N-aș vrea să dau nume, dar era de la o firmă de software. Și oricum, ceea ce nu este benefic sunt blocurile acestea stil comunist. Uh -huh. Deci nu mai există coama de dragon. Uh -huh. Uh -huh. Clădiri de diferite înălțimi, și toate sunt la aceeași înălțime și nu curge energia trebuie. Sunt cartiere întregi cu blocuri la același nivel. Asta am vrut să întreb, pentru da. că sunt foarte multe da, blocuri nu, nu, și nu este altfel. de bun augur. Și nu numai, dacă vă uitați un pic la o clădire mai veche, da? o, 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 o să vedeți câte ceva în, care ține de feng shui, de o anumită tehnică. Clădirile astea noi au diverse tăieturi care să le facă mai sofisticate una decât celălalt. Să o trăvitoare stră... Sunt săgeți otrăvitoare către străzile. Nu sunt meandrice, așa da, cum da, spuneți și... voi că trebuie să fie. Da, bine, în București de pe deci aici drept. sunt pe rotund, deci întotdeauna planul financiar, deci prosperitatea este stimulată. A, de... Cea mai bună clădire din București, surpriză. Ce cu mare. Da, ce cu mare este. Are formă de metal, așa se numește în feng shui, formă de metal pentru bani. Și culmea este ce cu mare a fost construită. Foarte bun, foarte bun. Dar, din nou, apar aceste clădiri mai sofisticate, cu mai multe colțuri. Stați puțin, noi vorbim numai de afară, de ce vedem de afară. Dar gândiți-vă în casă, că sunt diverse unghiuri care vin pe oameni și îi atacă și nu-și dau seama de ce nu se simt bine în casă. Cam așa ar fi. Ar fi foarte frumos dacă le-am aduce, de exemplu, data viitoare, ceva cu Amenajarea în casă, de ce poate să îi afecteze. Pentru că vrem sau nu vrem, aceste lucruri pătrund în Europa. Da, da cele de bun augur, din fericire, sunt uh, din ce în ce mai căutate. Și, deci, clădirile, e bine să nu fie într-un oraș la același nivel sau într-un cartier, da, da, da. ci să fie totul Uitați-vă aici, tot asta e asta o coamă de dragon, dacă vă uitați da. la clădiri cum vin. Cresc, cad, cresc, ca uh -huh. Este ca o, un, un, de, un deal da, care da, 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 da. este șerpuit. Acești dragoni erau împotriva. Și dacă ar fi avut o punte de legătură? Puteau să scape. Da. Bine, dacă mai nu sunt... Nu se crea energia uh, care să avantajeze acest act terorist, sau, mă rog, să nu avantajeze, cumva, distrugerea lor. Și vedeți că acolo, de fapt, e și o ciondăneală între dragoni, că unul are, avea o antenă de vreo 20 de metri mai înaltă pe el. Da? Și deci a existat această concurență. Din nefericire eram acolo când s-au prăpădit, ca să zic așa, și imaginea o să rămână cu noi toată viața. La unul l-am văzut căzând așa, live. Da? Dar era o zonă, pericolul acolo nu erau turnurile. Pericolul acolo era că zona aceea toată se, numește, se numea Battery Park City și acolo a fost o groapă care îi unea cu canal Street. Exact. Și acolo... A, a fost, fost o masă critică cu cel. Păi, cimitirul ăla... A fost și... cimitir. Da. Asta nu se... da, energiile nu iartă. Mai devreme să mai târziu. Chiar în spatele turnurilor, adică nu se, e o clădire roșie, în dreapta, micuță, acolo era o, o, cea mai veche biserică și cimitir din New York. Chiar în mijlocul. Nu vreau să sperii, la Mori este creat pe un cimitir, se știe că atunci Ai când bine, se mai casă, sunt se le la doar sunt mulți care se neacă acolo în fiecare an. Da, cincișul deci la fel... nu vă scăldați în lacul Mori un sfat. Da. Găsiți multe alte lacuri în țară frumoase, nu nu în București în lacul Morii. Dar deci... ca să schimbăm tonul. Așa, o să vorbim despre zodii cu permisiunea ta? Sigur. Și dacă mai este vreo o, concluzie sau ceva important și trecem la zodii imediat. Concluzia este să nu fim speriați de nou. Concluzia este că atunci când anumite lucruri se folosesc de mii de ani, venim... este bine să le respectăm. Corect, venim noi și le spunem nu sunt bune. Au avut timp să le și, verifice. Și nu este de glumit, trebuie totuși să luăm în considerare aceste uh, reguli uh, feng shui, care atât în ceea ce privește arhitectura unui oraș sau arhitectura clădirilor, trebuie totuși respectate. Pentru că dacă se nimerește exact cum spunea, să facă masă critică și cu... Nu știu, să Corect. spunem cu locul respectiv sau uh, și cu energia unei zile nefaste sau cu oamenii care se adună în locul respectiv și poate sunt puțin tulburați, poate să uh, apară așa ceva. Deci este bine măcar din acest punct de vedere să ținem cont atunci când facem o construcție sau pentru cei care lucrează în construcție, este bine să respecte totuși aceste uh, reguli, uh, nu nu sunt numai feng shui, până la urmă. Și nu Principiul numai... rezonanței nu, da? nu numai respectat, dar ei și încearcă să le doboare, să zic că nu există. Și la o casă obișnuită, nu neapărat o, da. la bloc. Este bine să nu fie o săgeată, cum spuneți voi, o trăvită sau ceva care să agreseze direct... Nu știu, intrarea, ușa, poarta Atenție, cei care stau cu macarale de ani de zile în fața perestrelor N-au ce să facă Dar există metode în Feng Shui de remediere De contracarare a celor energii Să vorbim și despre Zodianca O să începem cu șobolanul Șobolanul are o energie puțin cam defavorizantă, aș spune din fericire, anul nu e rău, dar luna aceasta le poate da bătăi de cap din punct de vedere al cheltuielilor neprevăzute. Mai, mai avem din luna aceasta cam jumătate cheltuieli și planul financiar care poate să aibă de suferit. Poți, trebuie să fie mai atenți la plus banilor. Trădări, plus trădări. Și mici accidentări, da, posibile. Neapărat, folosiți-vă de energia apei, de culori de apă în această lună. Nu foarte multă, nu faceți exces, deci nu folosiți prea multe culori de metal. În al doilea rând, aveți grijă la job, încercați să fiți mai puțin vehemenți și să fiți cât se poate de corecți. E foarte important. Pentru Bivol, Bivolul să știți că nu are o lună prea fericită, dar cu această lună iată că se încheie, să spunem, energia negativă anului, adică bivolul cum a avut un an bunicel și chiar bun pentru mulți dintre ei și pe 21 ianuarie vor intra într-un an cu mici probleme, vom vorbi atunci, trebuie să aibă grijă luna aceasta este steaua dezastrelor și a distrugerilor la sănătate. În mod special, sistem digestiv, sistem glandular, aparat reproducător, deci aici pot să survină mici neplăceri, mai ales pentru cei care se știu cu sensibilități. Există remediul foarte bun, pagoda celor 5 elemente, nu uitați de el, întotdeauna când avem steaua 5. Și este recomandată răbdarea și toleranța în această lună. Încercați să nu luați decizii pripite și să aveți grijă la sănătate, așa cum am spus, dar și în plan, în plan, financiar, când vine o astfel de energie, mai multă grijă de asemenea cu cheltuielile, mai ales că vin sărbătorile și trebuie să fie foarte atenți la buget. Tigrul este defavorizat, din păcate, deși este luna prietenului secret. Să nu uităm că noi în chartul anului avem, în diagrama anului, avem doi mistreți și doi tigri. Acum e cam mult mistreți pentru ei și mistreții cam atacă tigrul în această situație. Multă grijă la astfel de zile cum a fost ziua de astăzi, da, mai, o să ne mai întâlnim, chiar când schimbăm luna cu o zi de șarpe și atenție și la zilele de maimuță, de conflictuale. Este o lună care le poate da foarte mult oboseală, chiar insomnie, agresivitate și... Au nevoie de susținere, într-un cuvânt. Deci au nevoie să ceară ajutor Maria. atunci când e... Trebuie de... să avem grijă pe ziua de 18 noiembrie. și ziua de 30. Da? Da? 30 o să fie deja altă lună. 18 e o zi periculoasă pentru că se stâng prea mulți mistreți. Prea mulți mistreți înseamnă răzbunare. Răzbună... Și de asemenea noiembrie. pe 15 noiembrie mai multă grijă da, pentru okay. nativii tigru. Uh, Pe pentru... mai departe, nu vom da. mai avea atâta. Din da, pentru ca... nativi iepure, este o lună cu duși întors. cu suișuri și coborâșuri aș spune este o lună de multiplicare a, stă... a stelei de conflict, adică unor situații tensionate, okay. în ceea ce privește comunicarea. Uh, trebuie multă grijă la cum exprimă ideile și trebuie să se facă înțeleși cumva, poate e nevoie chiar să repete anumite aspecte pe care le-au comunicat, nu trebuie să se enerveze, le trebuie răbdare, dar totuși îi ajută luna aliatului lor. Mistrețul este aliatul lor. Și dacă se înarmează și, și cu răbdare și știu să comunice frumos, realmente nu o să fie probleme multe. Deci atenție la locul de muncă, cum comunică le și ceea ce parte, exprimă. Da. Dragonii sunt foarte bine aspectați în această lună drăguți din punct de vedere financiar, dar și profesional, sunt apreciați și li se arată aprecierea. Sunt, în mod normal există o îmbunătățire în plan profesional, dar și financiar, dar și în planul relațiilor. Și nu numai relațiilor afective, al relațiilor în general. Deci în plan social ei sunt avantajați. Nativii șarpe sunt mai... Să spunem și ei sunt avantajați de steaua lunii, numai că... Mistrețul le dă bătăi de cap, este luna zodiei de conflict, a zodiei dușman, să spunem în chilimele. Deci le poate crea provocări, obstacole, probleme de sănătate pot să apară la nativii șarpe mai mult decât la alte zodii, tocmai pentru că este o lună de conflict, dar au, cum am spus, o energie bună în plan profesional și chiar și financiar, sunt inspirați, totul este să fie lăsați să își exprime ideile și dacă cumva sunt obstrucționați, trebuie să aibă grijă la cum abordează problema și să se înhame cu multă răbdare la drum. Și fiind aici, trebuie să-i spunem bună lui cel mai... da. care e cel mai bun Facem cu mâna că urmăritor. nu ne-a văzut pe ziua de astăzi, am muncit <hâng> și nu ne-a văzut. Bun, um, acum revenim la zodicalul este foarte bine reprezentată în această lună. Zodia lunii nu îi ajută în mod special, dar îi ajută foarte mult energia lunară. Este o energie de, a intuiției, a, a aspectelor bune în general, mentori, oameni care îi beneficiază sau oameni care îi recomandă, oameni care îi apreciază, ei se simt apreciați. Sunt puțin cam încăpățânați, într-adevăr, dar bine reprezentată luna totuși și trebuie să profite, fiindcă luna viitoare va fi cea mai slabă lună din an pentru nativi și va fi parte. și lună de dușman în decembrie. Uh, pentru oaie, să știți că această e zodia vedetă, să spunem, este cea mai frumos reprezentată zodie în această lună, este lună de aliat și cu steaua opta prosperității, foarte frumos aspectată din punct de vedere profesional, în primul rând, dar și financiar, deci pot să-și îmbunătățească planul financiar, pot să ceară o promovare, o, să spunem, o poziție mai bună, uh, pot să pună bazele unei afaceri sau să facă niște proiecte, să inițieze niște proiecte sau să termine un proiect cu succes. Plus ca o 10, suma 10. Pe ei și Suma 10 este o energie de prosperitate, bună și pentru sănătate. Și pentru ei și pentru maimuță. Dar nu o să vorbesc despre oi, pentru că o duc prea bine. <laughs> de o duc mai mult, o să vorbesc eu despre mai pentru că m -a m -a avem, noi tigrii avem de învățat de la maimuțe și maimuțele de la noi. Maimuța este foarte bine aspectată, doar că, atenție, oaia este ceva mai bine aspectată decât maimuța. De ce? Oaia se află în zodia aliată, pe când maimuța se află într-o zodie de uh, penalizare, aș spune. Deci, mistrețul, dragilor, este chiar un dușman ascuns pentru voi, maimuțele, dar planul financiar este beneficiat. E adevărat că o să stârniți niște... Uh, invidii, este foarte posibil, însă vă îmbunătățiți sănătatea, în cazul în care au fost probleme și trebuie să aveți mare grijă la zilele de tigru și de șarpe, cum a fost astăzi, da? Fost și, astăzi, și la cobra penalize șarpe. De... Da, superb. Bun, deși șarpele vă este secret. Tine. Da. Așa. Uh, pentru nativi cocoși este o lună uite ce am Da. Da, nativii cocoși sunt frumos aspectați în planul educației, deci a învățăturii și a dragostei. Nu este de neglijat acest aspect, deci pentru cei care aveau nevoie de mai multă dragoste sau vor să se mai împrietenească și cu să-și facă amici sau să-și facă prieteni sau să înceapă o relație, este o lună benefică pentru acest aspect. Pe cei tineri îi ajută mult steaua învățăturii, cei care au examene sau mici examene sau Oameni care au interviuri, da, vor să-și schimbe jobul, uh, nativi, cocoși sunt foarte bine uh, aspectați. Cei care participă la cursuri sau conferințe sau uh, au ceva de prezentat, uh, fac o impresie bună, da, îi avantajează această lună. Pentru nativi câine este o lună puțin cam um, ciudată din punct de vedere al comunicării, deși este o zodie extraordinar de favorizantă pentru nativii câine. Se simt foarte confortabil în general într-o lună de mistreț. Din cauza stelei 3, care este o stea de conflicte, mai ales verbale, pot să ajungă la neînțelegeri, pur și simplu, să fie neînțeleși. Ei exprimă ceva foarte clar, dar totuși persoana, interlocutorul, nu înțelege sau uh, înțelege pe dos aici, e partea Sau, mai. Uh, uneori pot fi trădați pentru că ei mai au, Sunt anumite conjuncturi în câine care mint, da? Uh -huh. Și sunt prinși cu minciuna, da? Uh, posibile certuri, atenție celor care sunt implicați în vreun proces, trebuie să aibă foarte multă grijă cum își pregătesc, uh, mă rog, tot cazul respectiv. E bine să evite anumite zile, zilele de dragon Ar trebui evitate de către nativii câine Pentru a lua decizii importante Sau pentru a face ceva important Și, bineînțeles, să nu intre în bârfe Și să nu pună suflet Dacă au fost bârfiți Sau invidiați, pentru că o să afle și despre asta Există remedii, da? Există remedii, există amulete Și așa mai departe Apoi, nativii mistreți sunt în luna lor Sigur că le dă putere Numai că, din nou, ne întâlnim cu prea mulți mistrezi. mistreți și ă, asta este o agresivitate, o răzbunare. Deci atenție, evitați răzbunările în luna voastră, pentru că sunteți puternici și într-adevăr ați putea face rău chiar dacă nu doriți. Multă grijă la neînțelegeri și în cazul lor, pentru că ei împart steaua, fiind în același sector cu câinele. Vorbim de sectorul mare, de nord -vest. Atenție mai ales nativilor mistres, adică bărbaților, pentru că pot să fie într-adevăr trădați și să fie răzbunători. Cei care se află în, mă rog, lucrează în politică, sunt în politică implicați sau cumva sunt într-o poziție de conducere, atenție la cum vă exprimați cu alte și cum reacționați, da, da, da. pentru că într-adevăr puteți fi interpretat, interpretați greșit. Este o lună de penalizare din mai multe puncte de vedere. Atenție să nu vă enervați prea tare, fiindcă vă afectează sănătatea. Marian, o concluzie pentru luna aceasta. Cum mai caracteriza luna? Din punct de vedere al șobolanului, nu e proastă, pentru că ne sufocăm. Din punct de vedere al zodiilor, sunt câștigătorii cum dragonul care duce steagul în mână, care e cel mai bun luna asta. După aia, șarpele ar fi trebuit, dar e zi, luna lui de conflict. Nativii ce mai mai spunem? O în această lună de mistres, de obicei nu poți să mergi pe un drum drept spre un plan. De exemplu, vrei să cumperi ceva, o să ai și în ăsta Black Friday, trebuie să o colegi toate magazinele. Deci așa face mistresul. Mistresul se învârte. Deci este un consum inutil de energie. Da, deci nu vă consumați energia, încercați să vă odihniți, mai ales cei care nu aveți energii benefice, le-am menționat, deci stele nebenefice Există remedii, nu uităm și bineînțeles încercați că partea mai slabă este cu comunicarea și cu sănătatea Deci centrul casei este afectat de steaua bolilor Atenție mare celor care petrec mai mult timp în centrul casei, ar fi bine să mai evite să petreacă timp atât de mult în centrul casei sunt două stele de pământ într-un sector de pământ, este un exces de pământ acolo, din punct de vedere nebenefic. Deci există remediere, cu un remediu pentru sănătate în centru case, este esențial în această lună. Deci evitați a face planuri sau a activa acest sector din centrul casei prea tare, da? nu lăsați copiii să se joace acolo prea mult sau animăluțele și încă, scuză-mă, încă un dacă ați putea, pentru că mai avem puțin timp Marian, ce exemplu ne-ați mai putea da, ce gen de greșeală am putea să facem în casele noastre De, s-ar exact... mai activa... părea așa <coughs> de exemplu nu activați cu lumină acest sector de centru da? pentru că ne va influența sănătatea tuturor locatarilor este Marian. o lună foarte proastă să stați în centru și să luați masa cu familia și așa, așa mai bine bisericuțe prin diverse colțuri, pentru că acest, colț, acest sector activat nu este favorabil. Vedeți, noi ne planificăm viața în funcție de acest calendar, unde întâlnim stele, unde întâlnim prieteni, dușmani și tot asta. Vreau să vă spun că cel puțin 90% e adevărat. Deci dacă îți planifici bine, viața nu poți să ai deziluzii. Problema noastră este, a, mai avem un sfat bun pentru oameni. Nu așteptați momentele fericite ca să fiți fericiți. Puteți să fiți fericiți în fiecare zi. Și atunci puteți să contracarați aceste lucruri care, la prima vedere, sunt proaste pentru voi. Da? Și încercați să evitați centrul casei de asemenea pentru planificări pentru viitor, da, pentru că nu vor fi reușite sau veți avea deziluzii, dezamăgiri în viitorul apropiat legate de acele planuri pe care le-ați făcut și încercați să nu aveți discuții în contradictoriu pentru că această stea bolilor poate să aducă neplăceri și în latura aceasta sentimentală. Iar sau, dacă mă rog, toată familie. lumea zice că acesta a fost un an prost, așteptați pentru la an. Da, așteptăm să vorbim la tine în emisiune prin ianuarie-februarie. Apropo, sunteți invitați la Extravaganța pe 14 ianuarie și pe 15 online să anunțăm pe facebook nostru pe România Feng Shui. Deci, acolo vă vom prezenta anul și aici, la tine, în emisiune. Pentru toți care te urmăresc, singurul loc unde vor vedea informațiile corecte aici vor În rest, alte informații. <laughs> Noi informăm mai încă. <coughs> nu, dar nu, nu am, cinstit vorbind, nu avem timpul care tu ni-l pentru aceste informații. Ori dacă prezinți o uh, informație trunchiată, e ca și cum n-ai prezentat. Singurul moment e la extravaganța, că e ca și la un curs, adică sunt multe ore. Asta este la benic, extravaganța e unul singur în sală. Ține cel puțin 6-7 ore, adică nu e... Hai să ne întâlnim pe mulțumită și la revedere. Dar sunt anumite zodii care la anul, vă rog să mă credeți, da, tabiat. e ultimul an din perioada lui 8. Este ultimul an care marchează, este cel mai tumultos până la urmă. Din fericire, sigur, e an de iepure o zodie liniștită. Dar nu atât de liniștită pe cât s-ar crede, este totuși iepurele sălbatic. Să nu uităm că vorbim despre zodii care reprezintă animalele sălbatice cu caracteristicile lor din privind aceste, aceste animale. Deci regnul animal doar aceste zodii care sunt menționate. Cu certuri pe est, cu de toate. Tot ce e frumos avem la anul, nu vă faceți griji. Avem în magazin, dar vom avea și vești bune. Dar putea tari... ca conflictele să înceapă să se ducă la vale. Noiembrie este ultima lună din acest an problematică pentru țara noastră, cu adevărat, din anumite puncte de vedere, adică în care oamenii își fac foarte multe griji, oamenii sunt răzvrătiți, sunt mai rebeli, este firesc. Vedem și ce se întâmplă. Este luna de mistreți și din această cauză mulți noi se fiind, vor răzbuna. Noi fim pășar prin luna dis, uh, dușmanului conflictiv. țării noastre, ca să zicem așa. Mai pe scurt, a venit momentul să se schimbe multe lucruri. Corect. Uh, uh, Nici o schimbare radicală alchimică nu poate să aibă loc așa ușor și trebuie să ne așteptăm. O să discutăm poate chiar în decembrie, în mod special, da. de această trecere dintre ani. Este un sfârșit de an destul de dur, cu o încărcătură foarte puternică din punct de vedere spiritual și al transformării și trebuie abordat ca atare. O să mai discutăm în mod special cum ar trebui abordat acest sfârșit de an. Anca, Marian, vă mulțumesc foarte vă mulțumim mult frumos. pentru toate sfaturile. Iar noi ne revedem și sâmbăta următoare. La revedere!